Vom discuta despre regiunea laterală a gâtului. Am indicat aici regiunea gâtului sau regiunea cervicală văzută dinspre lateral. Aici am indicat mandibula, cu meatul acustic extern, procesul mastoidian și linia nucalus superioară a occipitalului. Inferior am indicat manubriul sternal, clavicula și acromionul. Aici am indicat marginea anterioară a gâtului și marginea posterioară, dată de ligamentul nucal. Regiunea laterală a gâtului are formă triunghiulară. Ea este delimitată de mușchiul sternocleidomastoidian, anterior mușchiul sternocleidomastoidian, va delimita regiunea laterală a gâtului, posterior regiunea laterală a gâtului va fi delimitată de mușchiul trapez, iar inferior regiunea laterală a gâtului va fi delimitată de clavicul. Așadar, un prim reper îl avem indicat, clavicula. Urmează acum să indicăm mușchiul sternocleidomastoidian. El își are originea la nivelul manubriului sternal și la nivelul treimii mediale a claviculei. Vom indica fibrele musculare ale mușchiului sternocleidomastoidian. Acesta inferior este bifurcat, având o origine sternală și una claviculară. Am indicat componenta sternomastoidiană a mușchiului sternocleidomastoidian. Componenta sternoclaviculară acestuia, așadar acum indicăm inserția claviculară, cele două componente, componenta claviculară și cea sternală, se reunesc și formează mușchiul sternocleidomastoidian, cu inserția pe manubriu sternal, claviculă și mastoidă. Aici se observă o arie triunghiulară între capetele sternal și clavicular, denumită fosa supraclaviculară mică. Așadar, aici avem mușchiul sternocleidomastoidian. Îl voi nota prescurtat, SCM, sternocleidomastoidian. Iar aici avem fosa supraclaviculară mică, delimitată de cele două capete ale mușchiului sternocleidomastoidian și de claviculă, marginea superioară a treimii mediale a claviculei. În fundul fosei supraclaviculare mici, putem repera vena jugulară internă. Așadar, vom indica o parte din vena jugulară internă. Vena jugulară internă, de asemenea, o voi nota prescurtat, VK, de fapt VJ, vena jugulară internă, I, VJI. La delimitarea regiunii laterale a gâtului mai participă și mușchiul trapez. Mușchiul trapez și are inserția superioară la nivelul liniei nucale superioare. Fibrele sale îndreptându-se către inferior, inserându-se atât pe treimea laterală a claviculei, cât și pe marginea superioară a acromionului. Așadar, acum indicăm fibrele mușchiului trapez.
Și în felul acesta am stabilit limitele regiunii laterale a gâtului. Limite care sunt date de marginea posterioară a mușchiului sternocleidomastoidian, marginea superioară a claviculei și marginea anterioară a mușchiului trapez. Așadar, aici avem mușchi trapez. Ceea ce se află anterior de marginea anterioară a mușchiului sternocleidomastoidian, respectiv această regiune, se numește regiunea anterioară a gâtului. Noi vom detalia doar regiunea laterală a gâtului. Înainte de punerea elementelor vasculonervoase, vom stabili planșeul regiunii laterale a gâtului. În regiunea antero-inferioară și antero-medială observăm pe o mică suprafață fibre ale mușchiului scalen anterior. Așadar, aici avem mușchi scalen anterior. Mușchi scalen anterior. De asemenea, tot în regiunea inferioară, tot în partea inferioară a regiunii laterale a gâtului, observăm fibre ale mușchiului scalen mijlociu. Pe o suprafață mult mai mare decât fibrele date de mușchiul scalen anterior. Așadar, vom indica fibrele mușchiului scalen mijlociu. Între mușchiul scalen mijlociu și mușchiul scalen anterior există un interstițiu sau un spațiu denumit defileu interscalenic. Așadar, între mușchiul scalen mijlociu și mușchiul scalen anterior există acest spațiu triunghiular denumit defileu interscalenic. Așadar, aici am indicat mușchiul scalen mijlociu. Mai departe, indicăm fibrele mușchiului ridicător al scapulei. Aici avem mușchi ridicător al scapulei. Mai departe, indicăm mușchiul splenius al capului. Mușchi splenius al capului. Iar ultima componentă musculară care participă la formarea planșeului regiunii laterale a gâtului este mușchiul semispinal al capului.
Așadar, aici avem mușchi semispinal al capului. Și în felul acesta am indicat planșeul muscular al regiunii laterale a gâtului. Dat de mușchiul scalen anterior, mușchiul scalen mijlociu, mușchiul ridicător al scapulei, mușchiul splenius al capului și mușchiul semispinal al capului. Urmează acum să indicăm elementele vasculonervoase prezente la acest nivel. Mai devreme am indicat defileul interscalenic. Prin defileul interscalenic trece artera axilară și trunchiurile plexului brachial, cele trei trunchiuri, trunchi superior, mijlociu și inferior. Așadar, vom indica artera axilară care trece posterior de mușchiul scalen anterior, deci prin defileul interscalenic, artera axilară, care la acest nivel este însoțită de trunchiurile plexului brachial, cele trei trunchiuri pe care le voi indica cu portocaliu, trunchiurile plexului brachial. Un trunchi superior, unul mijlociu și unul inferior. Așadar, aici avem artera axilară. De fapt, nu artera axilară, artera subclavie. Artera subclavie se va continua cu artera axilară după ce va trece pe subclaviculă, între claviculă și fața superioară a primei coaste. Deci, rectific, aici avem artera subclavie. Anterior de mușchiul scalen anterior putem repera pe o mică suprafață vena subclavie. Deci vena subclavie trece anterior de mușchiul scalen anterior, iar posterior de mușchiul scalen anterior trece artera subclavie. Deci aici avem vena subclavie. Iar aici cu portocaliu am indicat trunchiurile plexului brachial. Din trunchiul superior al plexului brachial putem indica nervul suprascapular. Nerv suprascapular, pe care îl voi indica tot cu portocaliu. Nerv suprascapular. Iar un alt nerv la cărui formare participă componenta C5 a plexului brachial este nervul dorsal al scapulei, care poate trece culcat pe mușchiul scalen mijlociu sau îl poate perfura. Îl voi indica ca și cum l-ar perfura. Așadar, trece prin mușchiul scalen mijlociu, iar apoi se va angaja profund de mușchiul ridicător al scapului, participând la inervația acestea. De asemenea, nervul dorsal al scapului
mai participă și la inervația mușchilor romboizi. Așadar, aici avem nerv dorsal al scapului. Culcat pe mușchiul ridicător al scapulei, aproximativ în lungul mijlocului acestuia, găsim nervul accesor spinal sau componenta spinală a nervului accesor. Care va participa la inervația mușchiului trapez și a mușchiului sternocleidomastoidian. Așadar, aici avem nervul accesor spinal. Nerv accesor spinal. Acum urmează să indicăm cei patru nervi senzitivi ai plexului cervical. Ei își fac apariția aproximativ la nivelul mijlocului marginii posterioare a sternocleidomastoidianului. Deci cam în această regiune. În dreptul mijlocului marginii posterioare a sternocleidomastoidianului. Un prim nerv pe care îl putem indica este nervul occipital mic. El iese de sub marginea posterioară a mușchiului sternocleidomastoidian și se îndreaptă către superior, aproximativ paralel cu acesta, trecând retroauricular. Sau mai bine zis, trecând culcat pe procesul mastoid, participă la inervația regiunii occipitale laterale, latero inferior. Așadar, aici am indicat nervul occipital mic, care merge în lungul marginii mușchiului sternocleidomastoidian. Nerv occipital mic. În continuare, vom indica nervul auricular mare. Și el își face apariția tot pe sub mușchiul sternocleidomastoidian, la nivelul mijlocului marginii posterioare a acestea, se va îndrepta către superior, trecând retroauricular. Așadar, acesta este nervul auricular mare. El va da o componentă sau câteva ramuri care vor participa la inervația pielei din dreptul unghiului mandibulei. Așadar, pe o mică regiune a feței, nervul auricular mare distribuie fibre senzitive. Așadar, pe regiunea din dreptul unghiului mandibulei. De asemenea, nervul auricular mare participă și la inervația pielii din dreptul regiunii retroauriculare. Și aici indicăm nervul auricular mare. Un alt nerv senzitiv care își face apariția la același nivel cu precedenții este nervul transvers al gâtului. Acesta se va îndrepta către anterior, va trece culcat pe mușchiul sternocleidomastoidian și va da fibre senzitive care vor participa la inervația regiunii anterioare a gâtului. Așadar, aici avem nerv transvers al gâtului sau nerv cervical transvers. Nerv transvers al gâtului.
Cel de-al patrulea nerv senzitiv al plexului cervical, care își face apariția la nivelul aceleași regiuni cu precedenții, este nervul supraclavicular. Așadar, vom indica nervul supraclavicular. Acesta se va îndrepta către inferior, trifurcându-se. Continuarea ramurilor sale de trifurcație nu le voi mai indica, dar ele vor participa la inervația regiunii laterale a gâtului, de asemenea, va inerva și peretele superior al trunchiului până în dreptul primului spațiu intercostal. Pielea din dreptul regiunii superioare a trunchiului, ca limită inferioară, primul spațiu intercostal. De asemenea, va participa și la inervația pielii din regiunea posterioară a umărului. Așadar, aici avem nervul supraclavicular cu cele trei ramuri de trifurcație ale sale. Nerv supraclavicular. Așadar, în dreptul marginii posterioare a mușchiului sternocleidomastoidian, aproximativ la jumătatea acesteia, își fac apariția cei patru nervi senzitivi ai plexului cervical, respectiv nerv occipital mic, nerv auricular mare, nerv transvers al gâtului și nerv supraclavicular. Voi indica punctat această regiune. Ea are importanță clinică, deoarece aproximativ la acest nivel se fac anesteziile pentru eventuale intervenții chirurgicale la nivel superficial din regiunea gâtului. Această arie este denumită aria lui Erb, deci această arie punctată la nivelul căreia își fac apariția nervii senzitive ai gâtului se numește aria lui Erb sau punctul nervos al gâtului. Aria lui Erb sau punct nervos al gâtului. Punct nervos al gâtului. Ca și elemente arteriale, putem indica aproximativ la nivelul unghiului superior al regiunii laterale a gâtului. Pe sub mușchiul sternocleidomastoidian își face apariția artera occipitală, care la un moment dat va perfora inserția superioară a mușchiului trapez, așadar va trece pe sub mușchiul trapez, perforând inserția sa superioară din dreptul liniei nucale superioare, făcându-și apariția în regiunea occipitală. Așadar, aici avem arteră occipitală. Artera occipitală, după cum știm, este ramură arterei carotide externe. Un alt element arterial pe care îl putem indica este artera transversă cervicală, artera cervicală transversă sau artera transversă a gâtului, care își face apariția tot prin defileul interscalenic. Sau culcată pe, deci fie prin defileul interscalenic, fie dacă nu, culcată pe mușchiul scalen anterior, artera transversă a gâtului, care va da o ramură profundă, care va trece profund față de mușchiul dorsal al scapului și o ramură superficială, ascendent. Așadar, aici avem artera transversă a gâtului.
O altă arteră pe care o putem indica la acest nivel este artera suprascapulară. Așadar, aici avem arteră suprascapulară. Cele două artere anterior menționate, respectiv artera suprascapulară și artera transversă a gâtului, sunt ramuri din trunchiul tirocervical, care, la rândul său, este ramură din artera subclavie. De asemenea, mai putem indica ganglioni limfatici, pe care îi voi indica cu verde. Ganglioni limfatici occipitali, în lungul arterei occipitale. Ganglioni limfatici în lungul nervului accesor spinal. Și ganglioni limfatici supraclaviculari, în lungul elementelor vasculonervoase care trec prin defileul interscalenic. Așadar, voi indica câțiva ganglioni limfatici la acest nivel. Un element muscular care mai trebuie menționat la acest nivel este pântecul inferior al mușchiului omohioidian, care se găsește culcat pe mușchiul scalei mijlociu. Așadar, aici avem pântecul inferior al mușchiului omohioidian. Tendonul său intermediar, aflându-se posterior de mușchiul sternocleidomastoidian, iar superior avem pântecul superior al mușchiului omohioidian, care se inseră pe osul hioid. Pântecul inferior inserându-se pe marginea superioară a scapului, medial de incizura scapului. Incizura superioară a scapului. Așadar, aici avem pântecul inferior al mușchiului omohioidian. Pântec inferior al mușchiului omohioidian. Am indicat pântecul inferior al mușchiului omohioidian deoarece acesta subîmparte regiunea laterală a gâtului într-o regiune anteroinferioară și într-o regiune posterosuperioară. Regiunea anteroinferioară se numește trigun omoclavicular, care este delimitat de mușchiul sternocleidomastoidian, pântecul inferior al omohioidianului și marginea superioară a clavicului. Iar superior avem trigun omotrapezian, delimitat de pântecul inferior al omohioidianului, marginea posterioară a sternocleidomastoidianului și marginea anterioară a trapezului. De asemenea, regiunii laterale a gâtului, deci toată această regiune, delimitată de marginea posterioară a sternocleidomastoidianului, marginea superioară a clavicului și marginea anterioară a trapezului, mai poartă denumirea și de fosă supraclaviculară mare. Așadar, am avut
o fosă supraclavicloară mică, enunțată la început, care am zis că este delimitată de marginea superioară a treimii mediale a claviculei și cele două capete inferioare ale mușchiului sternocleidomastoidian și fosă supraclaviculară mare. De menționat că în spatele articulației manubrio-claviculare vena jugulară internă se va uni cu vena subclavie și va forma trunchiul brachiocefalic de partea dreaptă, în cazul acesta. Și acestea au fost delimitările regiunii laterale a gâtului, planșeul muscular dat de planșeul muscular al regiunii laterale a gâtului, respectiv elementele vasculonervoase prezente la acest nivel.